Mariana Ionescu, șefa Comisariatului Regional pentru Protecția Mediului Argeș, repusă în funcție după ce Zoltan Kalman a plecat la Craiova pe 25 iunie după instalarea guvernului USL, va rămâne fără această funcție de conducere. Ea nu are însă prea multe de regretat, pentru că personalul va fi preluat în cadrul instituțiilor nou create pe funcții echivalente cu respectarea drepturilor salariale. Executivul a adoptat în ședința de miercuri o ordonanță de urgență privind modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului și al pădurilor, prin care se urmărește întărirea capacității instituționale a Gărzii Naționale de Mediu, a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a activităților de regim silvic și vânătoresc.